În cadrul celei mai recente ediții a proiectului Color de Village, Casa Sadovan din Sintar a fost transformată radical datorită eforturilor unei echipe de voluntari nimoși, coordonată de Miti Orbulescu. Casa a fost considerată cea mai dificilă de la această ediție. Intervenția a fost esențială pentru proprietara în vârstă care locuiește singură și se confruntă cu probleme de mobilitate. Casa se afla într-o stare deplorabilă, având grinze arse și tavane căzute în urma unui incendiu. În doar 5 zile, voluntarii au reușit să facă schimburi semnificative. Curățenie generală, repararea structurii, repararea tavanului, instalația electrică, ferestre noi, repararea rețelei de apă, mobilier nou, stabilizarea pridvorului, renovarea fațadei și alte lucrări adiționale. Acest proiect demonstrează că Color the Village nu este doar despre transformarea exterioară a caselor, ci și despre impactul pozitiv pe care îl are asupra sufletelor celor impactați. Beneficiara a transmis mulțumiri călduroase tuturor celor care au contribuit la această transformare extraordinară.